În imagini se văd doi pompieri ținând de un capăt al furtunului de apă, în timp ce cealaltă extremitate este aspirată în aer de un turbion de fum și cenușă. Coloana de foc s-a ridicat la peste 60 de metri înălțime. Din cauza vremii călduroase și secetoase, peste 2000 de incendii au distrus vara aceasta peste 10 km pătrați de pădure în Columbia Britanică, o suprafață record pentru al doilea an consecutiv. 33 de incendii încă mai fac ravagii în această provincie, dintre care 10 ard de la începutul iunie.